Și a doua gafă mare, urieșească din viața mea, am făcut-o la televiziune. Lucram la antenă. Și erau două televizoare. Mircea citea ziar. Ok. Deci eu nu eram în Borș. Stai în ce? 96, 97? Ce? Cam așa. Mircea făcea revista presei, m-am uitat în monitorul de control, era numai el. Bă. Doar că eu nu m-am uitat să văd dacă... Mă, treaba e că era un monitor cu Mircea în el. Aveați aia de dimineață, nu? Da. Ok. Mircea era acișa. Da. Și eu eram acișa. Așa. Mi se face sete. Mă uit în monitor. Nu te vedeai. Nu. Ăla din partea înaltă. Și mi-aduce două sticle. Fantastic. Și să-mi face semn de la robinet. Așa. Asta e ok, da? Pe două săptămâni mă cheamă managerul și zice, am o întrebare. Și îmi pune înregistrarea de pe post. Care fusese pe post. Iar ăla era sponsorul principal, ăla de la robinet. Oh, da. 250.000 de euro. Fuuu. Zice, eu acum ce ar trebui să fac? Zic, sincer, să mă dați afară? Pe loc. Nu există așa ceva. Nu există nicio justificare în faptul că eu aveam întoarcerea pe dezîntoarcere, pe sucire, pe învârtire. Nu există așa ceva. Tu să iei o sticlă și să întrebi... Dacă făceai și... Păi și făcut! Păi dar cum? Dacă te uita pe monitor, cum a apărut? Nu înțeleg! Erau două monitoare. Unul vedeam, unul nu vedeam. Unul era emisia. Nu, a fost premeditat, mă, ți-au făcut oamenii farsă. Ți-au făcut direct gag, direct buf. N-aveau niciun motiv, plus că aveam numai prieteni la camere, crede-mă. Da, știu. Că eram vai de capul nostru, făceam matinal. La matinal nu se face nimeni glume. Prima dată ce a fost, televiziunea sau radio? Radio. Cum ajungi la radio? După ce ți-ai dat demisia? După ce mi-am dat demisia. Ce ai zis, băi, să nu mă mai vadă lumea o perioadă. Nu, hai să nu mă mai vadă lumea o perioadă. Și am auzit că e un post de secretar dactilograf la un post de radio franțuzesc unde directorul comercial nu știa limba. Și semna ca primarul. Știa de la cu iu, cu degetul mic ăsta să duce acolo. Păi eu asta am făcut la... Ce? Și mama a făcut-o. Dactilă, da. Da. Nu am putut niciodată, sunt doar cu un deget de la... Și treu pe care întotdeauna îl bați așa. Bine. Întotdeauna, că e târâie. Tre, ok. Așa. Și B, uie. Mi-mi place asta aici. Cum îți place? Am văzut, știu ce. Scuzați-mă, dar a zis la o discuție domestică foarte interesantă. Cu care îi place mama? Pe sumoasă. Asta, gata. Și m-am angajat secretară dactilografă, traduceam din franceză în engleză, din engleză în franceză, astfel încât toată lumea înțelegea. Adică nu știai doar arabă și engleză, știai și franceză, știai toate limbile pământului. Nu, decât engleză și franceză. Terminasem arabă, da, în anul am terminat. Și mi-era ușor, oarecum. Adică stăteam noaptea după program, dacă era mai mult de muncă, și astfel s-a întâmplat de la un moment dat a bătut un nene în ușă. Nu mai era decât eu și directorul de producție, adică ăla care făcea montaje în producție. Eram în Arenele Romane, unde are Crina Mardare. Ok, acolo, da, știu. Exact acolo. Da. Și un vâșgăr, un viscol, un vreme câinoasă, un ianuarie să fi fost, ceva înspăimântător, nu-ți dădeai câinele afară nici plătit. Un om amărât, doamnă, pot să intru și eu, vă rog eu frumos. Zic, cum, vă rog, poftiți înăuntru. 11:30, zic, oricum mă duc acasă, că n-aveam cu ce să mă duc, nu mergea niciun tramvai, zic, las că dorm la radio, ca de obicei, că ne-am învățat. Da. Acolo ne spălam, acolo dormeam, acolo mâncam. Zice, sunt din Brașov și n-am găsit sediu. Zic, cu ce vă putem ajuta? Păi zice, aș vrea să faceți o reclamă, dar zic, n-avem pe nimeni. Adică, vocile sunt acasă, face nănuță vocile. Nu faceți dumneavoastră. Vă rog eu frumos, dacă puteți, faceți dumneavoastră. Mă duc la Radu, la omul de la producție, zic, băi, a venit unul sărac, călda afară, că nu știu ce. Și ce vreau? Păi, societatea comercială cu tare vinde haine de blană, parfumuri, ce să vindea pe atunci? Okay. Totul era Comimpex.
societatea comercială Ion Comimpex comercializează, nu știu ce, Comimpex, da, din Brașov, n-am să niciodată. Da, da. Și am făcut-o. Că, na, culmea e că m-au schimbat din butoane, ce ori fi făcut, ce n-or fi făcut. Nu, cred că te-a schimbat din butoane. Cred că a fost bine. Și o fi fost. Mie nu-mi plăcea cum sună. Nu. Eu am lucrat 4 ani fără căști. Ah, nici mie nu-mi place nici să mă și, da, prima dată când mi-am auzit vocea cum suna emisia mea, înregistrată, și am zis, așa sună, nu mi-a plăcut deloc. Adică era total diferită. Cum auzeam eu în capul meu, în urechea mea, în tot. În fine, a trebuit să mă obișnuiesc cu treaba asta. Eu n-am reușit 4 ani deloc. Nu? Nu. Și la primul buletin de știri mi s-a făcut rău. Eram cu mare sfurtui de emoție. Ah, ok. Vorbeam despre niște voturi, cred, că odată am simțit că mă ia. Și îl știți pe Furtui? Marius Furtui? Nu. De la radio, e, are 2 metri. Și-a venit ăsta. Stai să te scoată fratele tău la aer, să-ți arată două părechi de pălmi. Că... Am abandonat. Apă cu spir. Am abandonat. Ah, ok. Am zis, eu vreau să fiu secretară și cu asta. Asta, ăștia au împins, eu mi-am dat demisia și m-am zis la mamă. La mama n-a fost bine. Pentru că eu eram obișnuită liberă. Și mama nu știa de asta. Adică mama e un om foarte organizat. Eu nu sunt un om organizat. Mie îmi place să fie ordine, dar să fac altul. Că nu-i treaba mea. Bine. Ești organizat. Nu prea. Deloc? Nu sunt genul care așa aruncă chiloții în mijlocul sufrageriei, adică nici chiar așa. Dar nu, să mă apuc eu. N-ai răbdare sau ce? Nu. Da, și mă deprimă îngrozitor. Dacă vrei să-mi strici starea, pune-mă să-ți fac curat. Că da, dar faci multe altele. Ești atentă la alte detalii. Te focusezi pe altceva. Așa îmi zice mie când, cu mâncarea. Că nu fac mâncare, mai mult fac curățenie și îmi zice. Păi dar nici eu nu schimb prize, dar până la urmă sunt atent la alte lucruri și sunt bun la altele. Asta zic. Adică ne compensăm cumva. Da, exact. Trebuie să le facem toți pe toate. Ajunge să fim într-un echilibru. Ziceam decent. Că e super înțelept și înțelege treaba asta. Slavă cerului. Nu e doar cu... Plus că economic este dezastruos. Dacă eu mă apuc să spăl podele, de acord. E, nu e nimic mai nobil în asta. Dacă stai să te gândești câți bani aș putea să fac eu, stând și gândindu-mă. Ok, decât să faci asta. Căcing, pe gând așa. Ai prins-o? Da. Eu gândesc tot așa. Cât aș putea să produc în timp ce fac o ciorbă? Să fac bani cu mintea mea. Da, da, da. Dacă mintea mea e pusă în ciorbă, păi să mă ierți, da. E bună ciorba. Glovo? Nu, are sens. Așa e. Are sens. Așa mănâncă și toată lumea, poți să faci și tu banii tăi. Să fii, toată lumea e fericită, pentru că sunt oameni corect. Care nu știu să fac altceva și pe care eu i-aș priva de posibilitatea de a munci. Știu ce zici. Sunt oameni care fac cu bucurie. Sunt oameni care nu știu decât să spele geamuri. Eu nu, eu fac prost. Și atunci, bă, ăla de spel geamuri. Dați-a Dumnezeu sănătate. Bravo, bine și că existi. Și te mai și respect cu banii ăștia. Normal. Adică normal, chiar te normal. Respect pentru că tu știi să faci ceva și eu nu știu să fac. Fiecare muncă e nobilă în felul lui. Normal. Bine că există și că bine că le putem împărți așa. Ai fost vreodată în depresie? Da. Dar la mine nu știu cum se manifestă. Depresie cred că e mult, pentru că am înțeles că depresie, eu citez, stare de tristețe marcată care durează mai mult de 3 săptămâni. N-ai timp să ai depresie. Eu n-am să mor, eu n-am să fiu în depresie. Am atacuri de panică, adică mi se întâmplă răruț, dar frumos. Ți le controlezi? Nu? Dacă sunt mici... Stau pe loc. Nu seama niciodată dacă am avut sau nu. Atac de panică? Da. A, nu, că știi, că o să cum mori. Cum știi, gen ce? Nu poți să respiri. Să mori acum. N-am așa, n-am bate inima super tare. Sau... Îți bate inima, sau totul se că... Ca să-ți dau un exemplu exact care mi s-a întâmplat mie. Da. Și ăla a fost cel mai tare. Am făcut un rahat, am mâncat mere cu morcovi. Și n-a fost bine. Și am fost la spital. Problema era că era ora 3 și 18 minute și eu nu eram în televiziune. Eram terminată de frică. Da, zic, cum fac să ajung? Termină aia cu perfuzii, nu știu ce, oarecum era mai bine, urc în lift. Eu n-am nicio problemă cu lift, cu solar, pot să mă faci și în groapă, dacă vrei, că n-am treabă. Și zic, fac, o să mor acum. Te-a luat ca la claustrofobie? Zic, nu, că asta nu. Ah, dar ce te-a luat? De ce? Frica, e o frică. O să mor acum, mi se întâmplă acum. Ok.
Și m-am apucat cu mâinile de lift și doctorița mi-a zis, sunteți bine, aveți un atac de panică, fiți liniștită, știu ce se întâmplă, suntem în control. Și în momentul ăla m-a lăsat și n-am mai pățit. Ah, okay. Știu ce vi se întâmplă, sunteți ok, sunteți cu mine. Ah, ok. Wow, deci n-am trecut prin asta. Nicio. E nașpa, plus că eu transpiro de tot, asta mi se întâmplă. Când am emoții rău sau ceva, mi se încinge pieptul. Palmele, dar bine, și de bine și de rău. Mâinile sunt reci, dar am apă, am transpirație. Da, la fel. La fel mi se întâmplă. Da, transpiră palmele. Același lucru. Dar pieptul deodată e ca un furnal. Da. Dar și de bine și de rău. Și dacă sunt fericit și dacă sunt gen agitat, speriat sau, mă rog...